Deschidem prin Scriptura după masa asta, Efeseni capitolul 5 și citim de la versetul 19 până la versetul 33, un text atât de important din Sfânta Scriptură. Efeseni capitolul 5, de la versetul 19 până la versetul 33. Și hai să-l urmărim împreună în Scriptură. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, după cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Ocupăm locurile. Pentru că e o seară în care urmărim să dăm răspuns la trei întrebări esențiale în această seară pe care noi o numim generic Duminica Familiei, a treia duminică din lună, mereu abordăm și încercăm să abordăm subiecte despre familie, tocmai pentru că o mare parte din biserica noastră este formată din familii și în mod special din familii tinere. Și cred că este binevenit să ne adâncim privirea în astfel de subiecte și să căutăm să vedem ce are Dumnezeu de spus. Vreau să răspundem în această seară la trei întrebări simple, directe, concise. În primul rând, care este rolul bărbatului, a soțului în familie? Care este rolul soției, a femeii în familie? Și care pot fi câteva lucruri practice prin care putem clădi relația de familie, prin care putem face ca familiile noastre să fie mai puternice? De aceea, fără prea multe introduceri, vreau să intrăm în acest subiect și să punem prima întrebare pentru seara asta, care e foarte importantă. Dragii mei, încă o dată vreau să vă aduc aminte și să țineți minte. Familia este proiectul lui Dumnezeu, nu al societății. Ziceți amin. Dumnezeu a creat familia, nu societatea. Și pentru că Dumnezeu a creat familia, Dumnezeu reglementează familia. El spune cum funcționează, ce e ok în familie, ce nu e ok în familie, ce funcționează în familie, ce nu funcționează în familie. Mi se pare foarte interesant că există un amalgam de oameni care vorbesc despre familie, care dau sfaturi despre familie, doar că sfaturile societății nu funcționează. Rata divorțurilor este îngrijorător de mare. Una din două familii nu supraviețuiesc. De ce? Tocmai pentru că oamenii nu sunt dispuși să se întoarcă la proiectul lui Dumnezeu. Și de multe ori când am discuția asta cu oamenii despre ce ar trebui sau care ar trebui să fie rolul lor în familie, duce-mă, cum să mă pui pe mine să fac așa ceva? Dar de-aia nu mere. Vreau să fiți dispuși să lăsați la o parte orice prejudecată, orice lucru prestabilit în mintea voastră și să ne uităm împreună la Scriptură și la ce spune Dumnezeu despre familie. Și hai să răspundem la prima întrebare. Care este rolul bărbatului în familie? Și ascultați cum începe Scriptura. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine iubește nevasta, se iubește pe sine însuși.
căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Cred că nu e atât de greu să ne dăm seama că Apostolul Pavel înalță familia și o așează în sensul ei cel mai sublim, descriind familia ca relația dintre Hristos, Fiul lui Dumnezeu și biserica lui. Observați pe ce poziție așează Apostolul Pavel familia. Familia nu este o uniune oarecare, nu este un produs al unor conjuncturi. Da, ne-am întâlnit, e ok, ne-am căsătorit. Din perspectiva lui Dumnezeu, prezentată prin Apostolul Pavel, orice familie este înălțată pe cea mai frumoasă treaptă a Universului. Este reprezentarea imaginii dintre Hristos și biserica, a relației dintre Hristos și biserica lui. De-aia îmi place atunci când mă duc la nunți, îmi plac nunțile la nebunie, îmi place să căsătoresc oameni, îmi place mult mai mult să căsătoresc oameni decât să înmormântez oameni, vreau să spun sigur. Îmi plac momentele astea deosebit și vă spun de ce. Pentru că ori de câte ori văd o nuntă, văd ceea ce urmează, Hristos revine. Pentru că în fiecare mire există această simbolistică creștină, mirele reprezintă pe Hristos și mireasa, de-aia e în alb. De ce se îmbracă mireasa în alb? Pentru că reprezintă puritatea bisericii. Da? Hristos revine după o biserică care se curățește, care se sfințește, pe care a curățit-o prin jertfa lui. La acest nivel, la această înțelegere, ridică Dumnezeu relația de familie. La relația dintre Hristos și biserica lui. Și dacă vrem să învățăm un model de familie, nu modelul meu de familie funcțional, nu modelul altora, ci modelul funcțional este modelul Hristos și biserica lui. Cea mai frumoasă familie a Universului este Hristos și biserica lui. Și dacă vrem să învățăm cum trebuie să funcționeze o relație de cuplu autentic, ne uităm la Hristos și la biserica lui. În această metaforă inspirată, fiecare din cei reprezentați au un rol special. Bărbatul trebuie să-i semene lui Hristos, în timp ce soția trebuie să o reprezinte pe biserică. Astfel că familia devine în miniatură miracolul cosmic al lui Dumnezeu. Ăsta-i sensul sublim pe care Dumnezeu ți-l dă când te căsătorești. Te faci în miniatură ceea ce urmează să aducă El pentru omenire. Dumnezeu creează în casa ta, de-aia putem spune cu încredere că familia trebuie să fie un colț de rai. Pentru că, de fapt, familia este o anticipare a raiului. Unii zic, Doamne, feri! Familia trebuie să fie o anticipare a raiului. Dumnezeu a creat familia ca în această uniune, când se respectă regula lui Dumnezeu, să fie raiul. Să simți așa, uai ce fain o să fie în rai. Așa ar trebui să te simți la tine în familie. Să simți, mă, raiul să fie extraordinar, dacă aici așa ai cu oameni mărunți și slabi, cum suntem noi. Hristos asta a avut în minte. Vreau să te întreb ceva înainte de orice. Înțelegi ce onoare și ce responsabilitate porți și purtați ca familie, purtăm ca familie. Oamenii uitându-se la noi să înțeleagă pe Hristos și dragostea Lui pentru biserică. Familia voastră a fost creată după acest tipar și Dumnezeu o privește ca cea mai sublimă construcție, poartă amprenta Lui. Dumnezeu este Cel care creează familia și vreau să vă spun foarte clar, doi oameni care se mută împreună, doi oameni care plătesc facturi împreună, doi oameni care au copii împreună, dar n-au avut niciodată parte de un moment în care Dumnezeu să facă acest miracol al uniunii. Nu sunt familie! Familie creează doar Dumnezeu într-un anumit cadru. E un miracol, e o taină. E ceva special ce nu se poate repeta. În familie, dragul meu, frate, îmi permite să-ți spun, bărbatule, tu ești reprezentantul lui Hristos. Care rolul tău? Să-i semeni lui Hristos. Să-L aduci și să te porți ca El în familie. Ce înseamnă asta? Și vreau să fie foarte clar, toate surorile, vreau să asculte bine ce înseamnă asta. Ce înseamnă că soțul tău este reprezentantul lui Hristos la tine în familie? Ce înseamnă asta? Surorile, ascultați-mă bine. Fără excepție, fără scuze, fără interpretări, are dreptul să fie respectat și ascultat. Ziceți amin? Surorile numai.
Pentru că este reprezentantul lui Hristos în familie. Bărbatul are dreptul să fie respectat și să fie ascultat. Și repet din nou, fără excepție, fără scuze și fără interpretări. Pentru că Dumnezeu l-a așezat în această poziție de responsabilitate. Te cheamă să-L respecti și să-L asculti. Dar frate, nu ia cele mai bune decizii. Nu, asta e treaba ta. Dumnezeu nu ți-a zis, bă, că stăștiu ăsta numai decizii bune. Ăsta e... Nu, tu ești atâta. Tu trebuie să-L asculti și să-L respecti. Pentru că are acest drept în familie. Mă doare inima să văd în foarte multe familii când vorbește bărbatul ca și cum, bă, duce, închide ușa, că n-are nicio valoare. Păi eu în momentul ăla simt că o iau razna. În momentul în care vorbește bărbatul unei case, trebuie să facă liniște. Și dacă el spune un lucru, ăla trebuie să rămână. Și veți vedea de ce. Pentru că el este reprezentantul lui Hristos. Și pentru că el a primit din partea lui Dumnezeu autoritate prin poziția pe care o are. Este autoritate. Ăsta e dreptul pe care îl are. Este, și dar mai vine și la pachet, drepturile vin la pachet cu responsabilități totdeauna, să știți. Niciodată nu primești un drept fără responsabilități, fără să vină la pachet cu ceea ce trebuie să faci. Și faptul că bărbatul este în familie reprezentantul lui Hristos, înseamnă că ești îndatorat, ești îndatorat față de Hristos să mediezi ca preot relația lui Dumnezeu cu familia ta. Dumnezeu te-a așezat ca reprezentant al lui Hristos în familie, bărbatule, și te cheamă să mediezi relația familiei tale cu Dumnezeu în calitate de preot. Cum Hristos are responsabilitatea duhovnicească față de biserica lui, noi bărbații purtăm responsabilitatea similară față de familiile noastre. Cu alte cuvinte, este treaba mea să mediez relația cu Dumnezeu din casa mea, să mă asigur că există, să mă asigur că se dezvoltă, să mă asigur că fac tot ce pot pentru ca relația lui Dumnezeu cu noi să fie una stabilă, care crește, care se dezvoltă. Te întreb ceva, dragul meu care mă asculți. Ești un preot destoinic? Ești un om care e capabil să-și conducă familia către Dumnezeu? Ești un om capabil să aducă soluții scripturale la perioadele prin care treceți? Relația cu Dumnezeu a familiei tale este responsabilitatea ta, nu a nevestei tale. Foarte multe cazuri avem în care soțiile văd că ăsta nu își ia rolul, îl iau ele. Și devin ele inițiatorul momentelor de rugăciune, devin ele inițiatoarele venitului la biserică. Dar nu ăsta e modelul lui Dumnezeu. Modelul lui Dumnezeu este asta e treaba ta. Este treaba ta să inițiezi momentele de închinare. Este treaba ta să le urmărești. Este treaba ta să le menții. Este treaba ta să aduci lumina Scripturilor pentru familia ta. Iubiții mei, nu vă supărați pe mine. Vii la biserică 20 de ani și tu nu ești capabil să spui în fața copiilor tăi două gânduri din Biblie. Să le deschizi mintea să înțeleagă o poveste din Biblie. Despre ce vorbim? După ce venim? Să vii atâția ani la biserică, tu să nu fii capabil să legi două vorbe în fața pruncilor tăi, să-i încurajezi să se roage, să le arăți ceva din Scriptură, să le povestești o istorie biblică, să le dai învățătura din ea. Păi nu vă supărați, asta nu există. Este treaba noastră ca bărbați să ne asigurăm că aceste lucruri se întâmplă în familia noastră. Te întreb, ești un model pentru familia ta? Oferi o direcție familiei tale? Familia ta știe încotro să îndreaptă. Reușești să arăți o direcție pentru familia ta. Vă aduc aminte de un pasaj din Scriptură care vreau să-l țineți minte. Nu înseamnă că dacă tu ai o relație bună cu Dumnezeu ca individ și te rogi în cămăruța ta, automat asta se va transpune în familia ta dacă nu o faci. Nu! Lot era un om neprihănit. Familia lui era în Sodoma cu totul. Și nevastă, și fete, și toți! Pentru că o familie fără cap de familie n-are direcție. Ascultă-mă bine, dragul meu. Ai dreptul să fii ascultat și respectat, dar ai responsabilitatea să fii preot al casei tale, să fii preot al familiei tale. Ce vă speriați așa? Ploaie. Toată lumea se uită la ploaie. N-ați mai văzut ploaie? Ploaie, nu. Ce? Parcă stăm în Spania, așa vă mirați că ploaie. Dați dimineața, așa-i. Ce?
Acum ne scoate mâine afară, dar uitați și afară. No, cine mai are chef? Mai bine tă carantină, nu? Hai să revenim. Preotul casei tale ești tu. Vreau să fac aici cu durere o precizare. Suntem într-o criză de bărbați, preoți ai familiei. Și deja simțim asta în adolescenții care vin. Bărbații, trezirea. Simțim asta în adolescenții care vin, în tinerii care vin. Tineri care cresc fără un preot al casei. Care se căsătoresc și habar n-au ce au de făcut, că taică să nu a fost nimic. Nu-i-o da nimic, el nu știe ce să facă. Iubiții mei, taică mi-a fost șofer pătir, n-a fost intelectual, da? Dar eu de la taică mi-am învățat ce trebuie să faci atunci când te aduci cu familia să te rogi. Noi ne adunam periodic cu familia, ne rugam împreună, în familie, la noi, eu am predicat prima dată la noi acasă, în cercul nostru de rugăciune, de acasă. Noi aveam săptămânal întâlniri în care ne rugam și taică mi-era șofer pătir. Nu era, nu știu ce, om să spui, bă, avea școli să ne predice. Nu, era un om simplu, un muncitor. Dar avea această capacitate și eu de la el am învățat ce am de făcut. Dar întrebarea, copiii mei învață ceva de la mine, copiii tăi învață ceva de la tine. După ce copiii tăi zboară de la tine din casă, la 20 de ani să duc la facultate, ei știu ce au de făcut după aia. De unde să învețe? Bărbații, trăim o criză. Degeaba suntem provider buni. Ne asigurăm că prunci și ăștia au ce mânca, au ce îmbrăca, ghete de calitate, concedii frumoase, dar mai mult nimic. Dumnezeu te-a chemat să fii preot și asta e prima ta responsabilitate. Fără un modern pater corect din punct de vedere spiritual, acești tineri sunt fără direcție. Vreau să vă spun o chestie fără să se supere mamele, v-am mai zis-o, o să dau repet. Din punct de vedere biologic, mama îl naște pe copil. Dar Biblia zice că Avram a născut pe Isaac. Și te zici, surorile, cum adică? Ei au trecut până... Dar e adevărat asta, știați? Că mamele îl nasc pe copil la viață. Tații îl nasc spiritual. Tatăl îl naște pe copil din punct de vedere spiritual. Tu ca tată așezi în el o direcție, o apartenență. Tu îi spui lui cine îi și încotro se îndreaptă. Și lucrul ăsta îl spui în momentul în care ești un model de preot. Mi-ar place să poată veni copiii noștri la noi să zică, tată, vreau să te rogi pentru mine, numai tată, dăm 50 de lire. Să te vadă că ești un om care iubește Scriptura, care se roagă. Să te vadă că ești un om care ai principii ale lui Dumnezeu legate de biserică, legate de viață. Nu uita copiii tăi și copiii mei să uită la mine în fiecare zi. Dumnezeu te cheamă să fii preot. Ai dreptul să fii ascultat. Ai dreptul să fii respectat. Ai dreptul să ai o poziție de autoritate în familie. Dar în același timp ești chemat să fii un preot. Ăsta e primul lucru. Responsabilitatea ta că bărbat este să fii preot. Doi, bărbatul este chemat să iubească dăruindu-se pe sine. E foarte interesant aici. Observați că Dumnezeu sublinează cu mult mai mult la soț decât la soții. Citiți în Biblie, veți vedea că pentru bărbați sunt 7 versete. Să le explice ce au de făcut. La femei 3 și cele alea sunt un singur lucru. Nu spune nimic de două ori. Aceeași chestie. Atâta. Și o să vă explic de ce. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine iubește nevasta se iubește pe sine. Nimic. Dar de ce e nevoie de asta? Să ne explice Dumnezeu. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui. Asta e deja grădiniță. Adică toată lumea înțelege asta. De ce Dumnezeu insistă? Ci îl îngrijește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. De ce insistă Dumnezeu la noi pe treaba asta? Pentru că bărbații noi avem o tendință imensă de a fi egoiști. Bărbatul este egoist. Este centrat pe sine. De asta, dacă recunoașteți mulți, nu o să recunoașteți. Dacă vi s-a născut primul copil, ați intrat un pic în trepidații când ați văzut că nevastă e numai după prunc și tu ai rămas până afară. Obișnuit ca toată iubirea să vină la tine, tot timpul să fie despre tine. Dintr-o dată, stai un pic că tu mă enervezi, mă scuză, mai surclasat, deși îl iubești că e a tău. Dar bărbatul este egoist în natura lui, este predispus să fie egoist mult mai mult decât femeile. Pentru că suntem specialiști în a ne așeza pe noi pe primul loc. Stăteam și mă gândeam în timp ce mă pregăteam pentru predică și imediat m-am comparat experiența de viață cu cea a prietenilor mei apropiați.
Și ce mi-am dat seama? Că nu contează cât costă hobby-urile noastre. Nimic nu-i se pare prea mult. Dacă unui pescar, nu care bețe, are bețe, are barcă, are ce tot, dar dacă nevastă s-a vrea să-și cumpere, nu știu ce, rame de... Dragă, acum dam 7 lire pe ramă. De nu contează că o dat 40 de pounds pe 4 oace de pescuit. Da? Pentru că noi suntem centrați pe noi. Când e vorba de noi, nu ne dăm înapoi de la nimic. Veți vedea că un bărbat când își plănuiește ceva, nu contează. Când trebuie să plănuiască pentru nevasta lui, pentru ceilalți, deja se gândește de două ori. Pentru că e natural. De-aia Dumnezeu ne atenționează. Trebuie să iubești nu oricum, ci dăruindu-te pe tine. De aceea Dumnezeu ne cere nouă bărbaților în familie nu să dăm bani, nu să aducem, ci să ne dăm pe noi. Asta e greu. Dumnezeu își cere în familie, nu să zici, no, gata, eu am plătit chiria, am plătit curentul, v-am dat să mâncați, lăsați-mă în pace. Nu! Dumnezeu își cere să te dai pe tine până la ultima picătură de energie, să ți-o stoarce familia, acolo trebuie să o dai. Așa își cere Dumnezeu. Să ne jertfim de dragul celorlalți, de dragul celor așezați în tutela noastră, oferindu-ne lor. Și vreau să stabilesc ceva ce v-am spus de la început. Noi bărbații avem nevoie și ne place să avem autoritate. Și normal, ai dreptul să fii respectat și ascultat, fără excepții, fără scuze, fără interpretări. Da? Nu contează că soțul tău e mai puțin calculat, mai deștept sau mai puțin educat. Nu, nu, Dumnezeu nu întreba lucrurile astea. Ți-a zis o singură chestie. Te-ai măritat cu el, trebuie să-l asculți și să-l respecti. Punct. Dar ai bărbaților să vedem ce înseamnă autoritatea, că e important. Ce înseamnă să avem autoritate? Autoritatea, ascultați-mă bine, este responsabilitatea de a proteja și apoi dreptul de a conduce. Este responsabilitatea de a proteja și apoi dreptul de a conduce. Un bărbat care se dăruie pe sine e ușor de urmat. Foarte mulți bărbați nu vor să ajungă la iubirea sacrificială, aceea care se dăruie, ci vor să aibă direct autoritatea de a dicta, de a fi respectat, de a ordona lucrurile, de a avea un cuvânt de spus. Dar ele nu vin niciodată decât în ordinea asta. Dumnezeu te investește cu autoritate, dar nu uitați un lucru. Autoritatea se câștigă, nu se impune, inclusiv în familie. E adevărat că Dumnezeu îți dă dreptul să fii respectat și ascultat. Și dreptul tău. Dar vreau să spun ceva. Dumnezeu te cheamă să fii lider, nu boss. Adică să-ți câștigi dreptul de a conduce prin iubire sacrificială. În momentul în care soția ta, copiii tăi vor vedea iubirea ta care se dăruie, te vor asculta, te vor iubi, te vor urma. În momentul în care nu vor vedea asta de la tine, le va fi mult mai greu. Te întreb, ești un lider sau un boss al familiei? Bossul stă pe scaun și dă direcții. Pac, 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 trăfăcut. Da? Și tăia, se pune pe canapea și spune, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia, tu faci aia. Un lider și ce face? Conduce by example, prin exemplu. Trebuie măturat, pune el primul mâna pe mătură. Trebuie aspirat, aspire el primul. Trebuie făcut curat în grădină, începe el cu grebla. Și ceilalți îl urmează. Nu uitați, autoritatea se câștigă și o câștigă un om care iubește sacrificial. Care iubește sacrificial. Ești preot sau oportunist? Prin și tu câte un moment, mai zici câte ceva? Sau ești un om constant care aduce în viața familiei tale o relație stabilă cu Dumnezeu? Cei mai mulți oameni, care, și mai ales bărbați, avem o problemă, noi nu suntem consecvenți, mulți dintre noi. Începem în fiecare ianuarie, no? Dar anul ăsta ne rugăm cu familia, 2 săptămâni. Adio. Ești un om constant, oferi stabilitate în relația familiei tale cu Dumnezeu? Este Dumnezeu prioritatea ta? Conduci familia într-acolo? Pentru că vreau să vă spun ceva, dragii mei, și mai ales cei care sunteți părinți. Acum ai vremea să vă conduceți copiii către Dumnezeu. Degeaba o să vrei să vii la 15 ani, să-l aduci la biserică, nu l-ai dus ultimii 5 ani, 10 ani, numai când ți-ai adus aminte. Cum o să-l aduci apoi? Adu-l acum. Învață-l acum, arată-i acum un model. Și chiar dacă la un moment dat se va duce în lume, poate, îl va urmări.
îl va urmări rugăciunea ta, îl vor urmări sfaturile tale, îl va urmări exemplul tău. Ești un egoist, centrat pe tine, pe nevoile tale? Sau ești un Hristos care se dăruie? Iisus te cheamă să-i urmezi exemplu. În familia ta să fii cel care se dăruie pe El, care în iubirea Lui să sacrifică în întregime, sacrifică mândria Lui, orgoliul Lui, sacrifică resursele Lui, sacrifică timpul Lui, se așează total. Avem problema asta mulți dintre noi bărbații și au stat de vorbă cu bărbați care spun: da frate, dar eu dau, dar nu primesc. Și ce dacă? Iubirea nu-i schimb comercial. Cât ai dat? 200, 200 dau și eu. Cât ai dat? Două ceasuri dau și eu. Nu. În familie s-ar putea ca luni de zile să dai fără să primești, dar despre asta îi. Că vine vremea în care celălalt se trezește și se revarsă. Dacă nu primești, nu înseamnă că te oprești. Dacă nu primești dragoste, atenția, nu înseamnă că nu mai oferi. Pentru că Hristos ne-a iubit fără să merităm. Fără să răspunde. Vă aduc aminte ce este Scriptura? Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a dat pentru noi. Dumnezeu te cheamă să te dai, chiar dacă soția ta nu este total deschisă în acest sentiment. În mediul perfect, toată lumea știe să fie bun. În mediul perfect, toată lumea știe să fie fericit. În mediul perfect, toată lumea are soluții. Dumnezeu te cheamă să începi din clipa și locul în care ești. Nu aștepta să fie lucrurile perfecte ca să fii și tu cum ar trebui să fii. Fii cum ar trebui să fii începând de astăzi. Și vei vedea că lucrurile se vor schimba. Poate nu de mâine, poate nu de săptămâna viitoare, dar sigur lucrurile se vor vedea. Pentru că iubirea topește cea mai înghețată inimă. Dacă vrei să-ți câștigi soția, poate relația între voi nu mai funcționează cum ar trebui. Dacă vrei să o câștigi, nu o câștiga cu argumente, câștigă-o cu iubire. Și cu iubirea aia care se dăruie. Așează-te, fii acolo să acoperi aceste nevoi. Rolul bărbatului în familie este următorul. Are dreptul să fie respectat și ascultat. Fără excepții, fără scuze, fără interpretări. Da? Nu ne interesează, astea sunt povești. Tot ce se adaugă la această frază este poveste. Nu există scuză. Nu există scuză să-l tratezi fără respect. Nu există scuză să te porți cu el ca și cum îi nu știu cine. Nu există scuză. Eu am asistat la momente jenante și vreau să spun ceva. Nu există scuză pentru ele. Orice soție care ridică tonul la soțul ei, n-are scuză. Nu există scuză. Dar, odată cu acest drept, Dumnezeu te cheamă să fii preot. Și te cheamă să-i semeni lui Hristos într-o iubire sacrificială. Iubind în felul ăsta vei câștiga autoritatea pe care ți-o dorești. Toți vrem să avem autoritate, e natural în noi. Dar Dumnezeu ți-a arătat drumul prin care o câștigi. Vă aduc aminte ce spune Scriptura despre Hristos și cu asta închei despre bărbați. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dumnezeu îți va da autoritate în momentul în care ești gata să te sacrifici. Evanghelia nu are treabă cu lumea asta. Evanghelia de lumea peste cap. În lumea lui Dumnezeu valorile răsturnate. Ăla care se zmerește, ăla se înalță. În lumea de astăzi cine se urcă peste ceilalți, ăla câștigă. Nu. În lumea lui Dumnezeu cine se zmerește este înălțat. Și Dumnezeu, când tu te zmerești și iubești sacrificial și te sacrifici din toată inima, Dumnezeu te ridică. Și când te ridică, Dumnezeu nu te poate opri nimeni. Când Dumnezeu te înalță, nimeni nu se poate sta împotrivă. Începând în familie, până în societate și unde vreți voi. Ăsta e rolul tău, ca bărbat. Te provoc din seara asta dacă vrei să fii fericit. Asumă-ți-l. Nu mai fugi. Foarte mulți bărbați fug de identitatea asta. Nu ești doar provider. Trebuie să fii preot și lider. Dacă asta nu devii, o să ai mai probleme atât tu în căsnicie, cât și copiii tăi care vin după tine. Vei nenoroci încă o generație dacă nu ești capabil să fii preot. Te avertizez și mă avertizez pe mine în același timp.
Doamne ajută-ne. Doi. Care este rolul femeii în familie? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Repet, detaliul ăsta e important. Pentru explicarea rolului bărbatului, 7 versete. Multă lămurire. Ai grijă că e ca și trupul tău. Bă, ghiță, da? Cum te iubești pe tine, trebuie să iubești și pe ea. Că el nu înțelege altfel. Adică ca pe mine. Da, mă, ca pe tine. Cum t-ai grijă de tine, așa să-ți ai grijă și de ea. Cum ai prioritate tot timpul tu, trebuie să te ocupi de ea. Ai priceput? Da, Doamne, am priceput. Dar la femeie e mai simplu. Uitați-vă, 3 versete. Și în astea 3 există o singură poruncă, dacă vă uitați în Biblie. Supuneți-vă. Și deja simt cum crește temperatura. De ce? De ce Dumnezeu vă cere să vă supuneți? Pentru că dacă asta reușiți, restul vin de la sine. Ascultă-mă bine, dacă asta reușești, dragă soră, restul vin de la sine. Dumnezeu a înzestrat inima feminină cu mult mai multe abilități pentru a susține familia decât inima bărbatului. Ai în inima ta izvoare nesecate de iubire, izvoare nesecate de entuziasm, izvoare nesecate de pasiune, izvoare nesecate de a face lucrurile frumoase, izvoare nesecate de imaginație. Eu locuiesc cu o femeie în casă, am văzut lucrurile astea. Și mă uit și în jur și văd că tiparul se potrivește. Doar că marea problemă e asta. De-aia Dumnezeu e foarte radical și direct. În momentul în care reușești să te supui, celălalt te vin de la sine. Femeile iubesc natural, se jerfesc natural, suferă mai mult, sunt mult mai pasionate în cămin, au o mână mult mai fragilă, da? O leagă o rană așa de frumos, așa, toate lucrurile sunt naturale. Dar există această luptă care dacă nu o câștigi, aruncă totul în aer. Există această luptă a ta pe care trebuie să o duci, dragă soră, care mă ascultă seara asta. E lupta ta și dacă nu o câștigi, arunci tot în aer. Hai să vă aduc aminte despre ordinea lui Dumnezeu. Zice Scriptura așa, bărbatul este capul nevestei, Hristos este capul bisericii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Există o ierarhie. Ordinea lui Dumnezeu este prestabilită, nu mai stabilim noi, nu negociem noi, nu-i parlament aici. Vreau să spun de la început, Dumnezeu nu-i democratic. Stai un pic, Doamne, că votăm noi cu 50 plus 1 și schimbăm. Nu e ok asta, e nedrept. Dumnezeu nu îți dă dreptul să-i schimbi parametrii. Ori te încadrezi în ei, ori ieși afară. Dumnezeu a așezat în această lume o ierarhie. Nu este valorică, să repet foarte clar. În fața lui Dumnezeu și femeia și bărbatul sunt egal ca valoare, egal în har, egal în oportunitate de a-L cunoaște, de a-L iubi, de a-L experimenta. Nu se pune problema în termenii ăștia. Dar din punct de vedere ierarhic, există o ierarhie. Există o prestabilire a autorității. De ce? Că așa a vrut Dumnezeu. Așa a vrut El. Așa a construit El lumea. Și așa va sfârși această lume. Nu se va schimba niciodată. Dorința femeii de a conduce nu poate înfrânge nimeni decât alegerile ei. Hai să-ți aduc aminte un lucru. Când Eva era gata să iasă din grădină, Dumnezeu a spus ceva, a avertizat-o pe Eva, cum l-a avertizat și pe Adam. Dar Eva i-a spus așa, Eva, dorințele tale se vor ține după soțul tău, dar el va stăpâni peste tine. Ce înseamnă asta? Eva, ai grijă că în tine există o dorință naturală de a domina, doar că trebuie să ții minte că în momentul în care domini, ești nefericită. Există o dorință naturală. Eu am două fete mici acasă, da? Sara și Raisa. Eu deja văd din ele. Și mă distrez câteodată că la vârsta asta, că nu pot deosebi mine de rău, ele încearcă să mă domine pe mine. V-am spus de multe ori faza asta, am un prieten bun care e căsătorit de vreo 30 de ani, 40 de ani. Și de fiecare dată când vorbesc cu el, întreb ce face soția lui și el tot asta zice că dă pentru permis să-l conducă pe el. Dar zice el, dar încă nu l-a luat. Tot dă pentru permis, de ani de zile, în fiecare zi. Tot dă pentru permis, tot
Da? Toate soțiile dau pentru permis în fiecare zi. Fără să-ți dai seama, o faci natural, nu-i o chestie rău intenționată, o faci pentru că este în adâncul tău. Doar că ține minte ce-ți spun. În momentul în care câștigi, ești nefericită. Și vreau să fie foarte clar lucrul ăsta, poate vă veți supăra pe mine că o spun așa direct. Femeile pot conduce cu succes orice, instituții, pot conduce business-uri de succes, pot să conducă echipe de ce vreți voi, sudori, constructori, ingineri, ce vreți voi. Femeile pot să conducă orice, dar dacă conduc biserică și familie, o distrug. Deci în momentul în care femeile conduc instituțiile pe care Dumnezeu le-a creat, le distrug. Nu mă credeți, faceți sondări. Cele mai multe biserici merg prost pentru că le conduc soțiile. Membrilor din comitet. Ei sunt doar niște interpuși acolo. Îți mișcați de neveste, din spate. Pac, 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 ele știu tot. Manevrează și sănătate. Dar vă spun lucruri noi? De n-ați mai auzit? E dureros așa când ți-o spui direct, nu? Dar asta e realitatea. La fel când femeile conduc familiile, iese la fel. Iese dezastru. Pentru că Dumnezeu a creat aceste instituții și în ele a așezat o ierarhie care dacă se respectă, acestea funcționează, aceste organisme, biserica și familia. Dacă nu se respectă, e un haos generalizat. Dar o să discutăm și să o întinde foarte mult. Dar că aici vreau să vin cu o precizare, surorile. Când vorbim despre supunere și am citit aici versetul ăsta care doare la corazon, dar el va stăpâni peste tine. Cum adică, Doamne, ce... Să uită de două ori, Biblia bună? Greacă, ce cuvânt e aici, că nu sună bine. Pentru că avem, știți de ce avem problema asta? Pentru că avem gândirea lumii. Hai să vă povestesc puțin o istorie pe care o simțiți, dar poate n-ați stat să o așezați în tipar. 1970, anul Revoluției Sexuale, o mișcare de avangardă în toată omenirea, mișcarea hippie, printre mișcările care au luat amploare atunci este mișcarea feministă. Ce înseamnă asta? Mișcarea feministă a pornit ca o nevoie și la bază a fost dreaptă. De exemplu, femeile în anul 1970 nu aveau voie să voteze, nu aveau drepturi egale cu a bărbatului, dacă munceau aceeași muncă erau plătite mai prost doar pentru că erau femei, ceea ce este complet incorrect. Și această nedreptate socială trebuia îndreptată și sunt de acord. Repet încă o dată, cred că femeile pot conduce orice instituție. Pot fi președinți de țară. Doar că nu pot conduce familie și biserică. Atunci le strică. Și mișcarea feministă a adus o revoltă împotriva patriarhatului. Ați auzit ideea asta? Societate patriarhală. Societate condusă de bărbați. Bărbații sunt inamicul public numărul unu al femeilor. Dintr-o dată, fără să vă dați seama, soții dumneavoastră vă sunt cel mai mare inamic. Și a început această idee pe care o promovează societatea și astăzi, că cel puternic îl domină pe cel slab. Așadar, în momentul în care te supui, înseamnă că e slabă. Asta îți spun ei. În momentul în care te supui, înseamnă că ai pierdut. În momentul în care te supui, înseamnă că n-ai valoare. În momentul în care te supui, înseamnă că valoarea ta este neevaluată corect. Iubiții mei, supunerea pe care o cere Dumnezeu nu are de-a face cu judecăți de valoare, ci are de-a face cu iubirea. Așa cum Dumnezeu îmi cere mie, egoistul natural, să iubesc dăruindu-mă, așa și cere ție cea care natural vrei să domini, să te supui. Și eu, dăruindu-mă pe sine și tu, supunându-te, este un singur argument pentru asta. Iubirea. Și în momentul în care o faci din iubire, supunerea aceasta te onorează. Și în momentul în care o vei face, vei găsi fericirea. În momentul în care vei învăța să te supui, dragă soră, vei găsi fericirea. O să vă spun un lucru care o să vă doară. Să vi-l spun direct. Că nu-i loc de menajamente. Din 10 oameni care înșală în biserică, 8 femei. Ciudat.
Da? Din 10 oameni care cad în adulter dintr-o biserică, 8 sunt femei. De ce? De ce? Să vă iasă din cap ideea asta că bărbații înșală. Nu, femeile înșală. De ce? De ce? Pentru că există o dramă care începe dintr-un moment, fără să-și dea seama. Dacă un bărbat înșală o face pentru aventură, își dorește, vede o femeie frumoasă și îi place trupul ei, ceea ce le duce spre ea este imaginea, este aspectul. Dar dacă își iubește soția, niciodată nu își va abandona soția pentru o aventură. Niciodată. Femeile nu caută aventură. Femeile caută relație. De ce să schimbi o relație cu o altă relație? Știi de ce? Hai că-ți povestesc ce se întâmplă. Și ăsta e un tipar care se repetă cu precizie în foarte multe cupluri pe care le consiliez. Să nu vă gândiți că voi nu vi se poate întâmpla. Să nu vă vină vreun gând de judecată împotriva celor ce au căzut. Că și noi suntem aproape. Dacă stă cineva în picioare, spune Pavel, să ia seama să nu cadă. Dacă ești în picioare, Dumnezeu a fost bun cu tine și eu sunt durat și o ținut de mână. Să nu-i judecați, nu-i judecăm, îi iubim și încercăm să-i ajutăm. Bun. Ce se întâmplă? Se căsătoresc. Doi oameni care se iubesc pot să aibă viață groaznică împreună. Știați asta? Doi oameni care se iubesc pot să aibă viață groaznică împreună. Se iubesc cu adevărat, dar nu știu să trăiască. Și atunci, în momentul în care între ei apar conflicte, apar o mulțime de lucruri și unul din lucrurile care se prestabilește inima unei femei destul de repede este lipsa de respect. Nu se mai uită la el ca la Domnul Iisus. Încet, încet, știi, când te căsătorești, îl vezi pe el ca pe Domnul Iisus. Așa îl vezi, când veneai cu să te căsătorești. Doar că pe măsură ce relația voastră se macină, el tot scade în ochii tăi. Tot scade. Dezamăgiri, cât o minciună mică, cât un lucru în care nu se ține de cuvânt. Fiecare bucată, tot scade în ochii tăi. Tot scade, tot scade, tot scade. Și la un moment dat, nu-l mai respecti. Și în momentul în care nu-l mai respecti, ești vulnerabilă. Dumnezeu te-a creat cu o nevoie să te așezi sub autoritatea unui om pe care îl respecti. Și în momentul în care nu-l mai respecti, tu deja cauți un om care să înlocuiască golul tău. Dragile mele surori, o femeie care își domină bărbatul este într-o poziție de vulnerabilitate. Ea caută un alt bărbat care să așeze asupra ei această protecție paternă, masculină. De aceea, în momentul în care tu treci peste părerile lui cu buldozerul, în momentul în care nu dai bani pe ce zice, n-are niciun cuvânt în fața ta, el zice, nu merem, tași că merem! No, ce să zic om, mai merem! În momentul în care se întâmplă lucrurile astea în familia voastră ca normă, în momentul ăla, tu ești vulnerabilă. Și între tine și o potențială cădere nu-i foarte mult. Aș vrea să trag un semnal de alarmă. În momentul în care pierzi această dimensiune a supunerii, te expui la un risc extraordinar. În momentul în care el nu reprezintă autoritate pentru tine, vei începe să cauți alta. Repet, în momentul în care soțul tău nu mai reprezintă autoritate pentru tine, în momentul ăla vei căuta alta. Vei începe, chiar dacă, fără să-ți dai seama, pur și simplu vei începe să migrezi. Sufletește, vei căuta să găsești acel loc în care să simți această protecție. Bun, ce trebuie să faci dacă deja ai picat? Ești la situația asta, frate, nu, e aici, n-am ce să mă, nu mai pot uita la el. Ce fac? Hai să te sfătuiesc ceva concret. Crește-l în ochii tăi în fiecare zi. Cum? Dă-i sarcini mici pe care le poți îndeplini. Cea mai mare greșeală pe care o faceți voi, surorile, este să-i spui, nu, da, schimbă-te total. Nu poate. Dă-i sarcini mici pe care le poți împlini. Spune, uite, vreau mâine să cumperi tu pâinea când vii acasă. Și tu, ghiță, ascultă-mă, dacă nevastă ta vrea asta de la tine, păi apuci și fă. Trebuie să-i spui, ascultă-mă, vreau să te respect. Dacă nivelul meu, resursele mele pentru tine sunt cam epuizate, vreau să crești înapoi, lasă-mă să te ajut. Și crește-l, bucată cu bucată. Învață-l să poată avea încredere în tine să spună adevărul. Ajută-l să recâștige respectul. Ajută-l să devină ceea ce trebuie și tu vei deveni fericită lângă el. Ajută-l să devină ceea ce trebuie, pentru că nu uita, menirea ta este să fie ajutor potrivit. În momentul în care înțelegi că Dumnezeu ți-a așezat un bărbat, butuc, asta e. De obicei îți butuci, cam tăți.
Așa vine. Nu știu ce fabrică în Ios, cum să-și dați unul și unul. Dar Dumnezeu ți-l dă ție să-l ajuți să se șlefuiască. Și pe măsură ce îl vei ajuta, știi ce se va întâmpla cu tine? Vei fi fericită lângă el. Cu cât îl vei ajuta și va crește în ochii tăi, cu atât îl vei iubi mai mult și te vei simți la umbra lui fericită. Respectă-l și te va iubi infinit mai mult. Ascultă-mă, o greșeală pe care o poți face este mereu să-i arăți că greșește. El știe, crezi că nu știe? Dar mereu spunându-i că o greșit, cu ce-l ajut? Nu aș cu nimic. Respectă-l și te va iubi infinit mai mult. El știe că ai văzut. Vreau să-ți întreb ceva. Ești o femeie care a învățat să se supună? Nimeni nu-ți poate impune supunerea. Trebuie să o alegi din iubire. Cea mai mare greșeală pe care o fac foarte mulți bărbați este să-și impună autoritatea și în momentul ăla își creează revoltă. Soțiile lor se revoltă. Și încep un război. El zice, ascultă-mă! Ea zice, nici vorbă. Scandal. Iubește-o sacrificial și ea te va urma ușor. Supune-te și el te va iubi infinit mai mult. Dacă o scăzut în ochii tăi, ridică-l bucată cu bucată, dă-i sarcini mici pe care le poate face, ajută-l să crească. Te-o dezamăgit, poate o creat multe răni în sufletul tău și zici, bă, nu mai are niciun rost. Ajută-l să crească, bucată cu bucată, reconstruiește, nu abandona. Unui bărbat Dumnezeu îi cere să-și înfrângă egoismul natural prin iubire jertfitoare. Ce minunat este un bărbat darnic și bun! Ce minunat este un bărbat darnic și bun. Unei femei, Dumnezeu îi cere să-și înfrângă ambiția de a domina și conduce, supunându-se din dragoste soțului ei. Și ce minunat este o femeie care știe să facă asta. Are un farmec ce nu poate fi înlocuit. Și acum aș vrea să închei spunându-vă ce lucruri practice putem face pentru a clădi familia. V-am arătat care e rolul bărbatului, care e rolul femeii și vreau să ne uităm la câteva lucruri practice pe care le putem face ca să ne clădim familia. Cineva spunea, v-am zis, și mi-a plăcut așa interesant, bine frate, tot timpul ne-a spus, ne rugăm și citim Biblia. Bun, asta am făcut, da? De aici. Deci plecăm de la premiza că deja citiți Biblia acasă și vă rugați. Da? N-ar rost să mai completăm asta. Asta trebuie să fie startul. Dar mai putem face ceva. Și spun, Doamne ajută să fie așa. Că m-a speriat amu, că tu-s așa să uite la mine. Doamne ajută, zic. Amin. Bun, hai să vedem ce mai putem face împreună. Uitați-vă la versetul 19. Și ne oprim bucată cu bucată, da? Vorbiți? Ziceți voi. Vorbiți? Între voi. Cred că dacă Apostolul Pavel ar scrie scrisoarea asta către Biserica Sfânta Treime, cred că s-ar opri la atâta. Vorbiți între voi. Vorbiți între voi, serios. Consilez oameni și când ajung la mine în birou, îi întreb, na bun, cât ați avut ultima dată o discuție a inimii? Se va așeza. Ce frate, niciodată, zice. Păi, dar voi n-ați avut măcar o seară în care să vă puniți așa în pat până la două noapte stați de vorbă? Nu, zice. Cum poți să clădești o relație în care nu comunici? Cum poți să clădești o relație în care n-ai ocazia să vorbești, să spui? Și nu tot timpul, noi de obicei avem, așa, nu știu, obiceiul ăsta ciudat, vorbim doar când suntem nervoși, doar când avem scandal de făcut, atunci ataca, trei ore. Mă, dar mai vorbim și în alte contexte. Pentru că noi asociem dialogul cu momentul în care trebuie să rezolvăm lucrurile. Dar nu doar atunci putem avea dialog. Nu știu dacă există o boală mai răspândită decât asta. Lipsa comunicării, care distruge familii pe capete. Oameni care de altfel se iubesc, care ar putea avea atâtea lucruri împreună, dar n-apucă să și le spună. N-au când. Suntem înconjurați de tehnologii de comunicare, dar nu mai vorbim. Nu mai știm să vorbim. Nu mai știm să ajungem la sufletul celuilalt. Nu mai știm să pătrundem la inima lui, să-i vorbim. Când a stat ultima dată la povești? Așa, doar să afli ceva nou despre iubita ta. Păi, dragă mea, vreau să aflu ceva nou despre tine. Când a fost ultimul moment în care ați petrecut timp doar de dragul de a vorbi, fără niciun scop anume? Doar să afli ceva. Prea repede ne-am consumat interesul unii față de alții.
Prea repede s-o termina, știm totul deja, totul e clar, nu ne mai interesează nimic. Prea repede. Vreau să dau un sfat practic. Sunt chestionare de întrebări pentru cuplu. Câte vreți pe net? 200 de întrebări. Ia-le cu soțul, cu creionul, nu? Ce zici? Jucați-vă jocuri din astea de comunicare. Ajutați-vă de orice unealtă care vă ajută să vorbiți. Mai scrieți câte un mesaj de dragoste. Nu numai lista de cumpărături între tine și soția ta, numai lista de cumpărături. Să nu îi să aduci lapte, zici când vii. Dar altceva. Mai spune că e frumoasă, că e un om extraordinar. Mai spune lucruri care să aducă frumusețe și pasiune. Ascultați-mă bine, dacă nu veți învăța să vorbiți real, veți uita de ce vă iubiți. Dacă nu veți învăța să vorbiți real, în ani, veți uita de ce vă iubiți. Foarte mulți oameni își cresc copiii și după ce le cresc copiii, sunt doi străini. Nu mai au nimic în comun. Tot ce aveau în comun erau copiii. Toată ambiția și viața lor s-a concentrat pe copii. Și când au plecat copiii, sunt doi străini în casă. Nu mai au ce vorbi, nu mai au nimic în comun. Vorbiți între voi. Primul sfat practic. Ia-ți nevasta în seara asta și până te pui în pat, lasă telefon, lasă orice chestie și stai de vorbă cu soțul, soția ta. Spune-i un lucru nou. Ce ți-a trecut în cap săptămâna trecută și n-ai apucat să-i zici? Spune-i ultimul bank fine. Zi-l la nevastă, dar nu păstra pentru colegii de muncă mâine. Da? Ocupă timpul tău cu această comunicare. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnice și cântați. Al doilea sfat practic. Cântați împreună. Cântați împreună. Este atât de simplu și aduce atâta bucurie. Eu cred că n-ar trebui să fie familie fără o harfă. Să cânți câte o cântare împreună. Eu mai scot chitara seara și le cânt cu copiii. Și cânt cu ei tot felul de chestii. Mai cânt ceva, mai fac să râdă. Iar cântăm. Iubiții mei, cântarea poate să schie atmosfera unei case. E așa plictisitor. Așa ce uiți pe geam și vine să intri în depresie. Apucă-te și cântă. Vei vedea că se schimbă atmosfera. Spălați vasele în timp ce cântați. Duceți lucrurile, aranjați-le, faceți tidy up în timp ce cântați. Cântați! Cântați! Ce? Despre Dumnezeu, despre gloria Lui, despre miracolele Lui. Învață-ți copii o cântare nouă, învață-i o cântare veche care pentru ei nouă, nu mai știu. Cântă! De ce să nu folosim această resursă atât la îndemână? Acum adică eu să cânt? Da, mă, tu să cânt, dar ce ești prea... Bine că la biserică poți să cânti 40.000, dar acasă nu poți cânta o cântare. De ce? De unde a intrat în mintea noastră această idee că Dumnezeu te vrea Beethoven? Dacă nu ești capabil să cânti toate notele perfect, bă, să nu cânti. De ce? Nu cine are voce să cântă, zice Biblia. Ce Biblia? Cine are? Inima bună. Nu contează că ceilalți surzesc. Dacă tu ești ok, aleluia. Știa că nu recunosc nimic din ce cânti acolo. Cântă. E atât de simplu. Oameni buni, noi sofisticăm lucrurile inutil. Cântă. Ia și cântă. Cântați împreună. 3. Construiți o atmosferă de mulțumire și apreciere. Zice așa, și aduceți din toată inima laudă Domnului. Construiți o atmosferă de mulțumire, de laudă, de apreciere. Avem o problemă, așa de greu ne spunem cuvinte frumoase, așa de greu ne spunem lucruri frumoase, așa de greu ne spunem mulțumesc, apreciez ce ai făcut. L-ai zis, nu aduce, scoate gunoiul, spune mulțumesc că l-ai scos, că putea să nu-l scoate. L-ai pus să-mi facă un lucru, spune mulțumesc că l-ai făcut. L-ai rugat să facă alt lucru, spune mulțumesc că nu-i obligat să facă nimic cum tu nu ești obligat să faci nimic. Dacă te împinge altceva să faci, dacă nu dragostea pentru familia ta, faci degeaba. Nu te pui nimeni să faci 4 feluri de mâncare dacă nu iubești. Dacă iubești, fă-le. Da? Construiți o atmosferă de mulțumire, de apreciere. Când a fost ultimul moment în care ai stat așa să îl auzi pe soțul tău, pe soția ta, așa 5 minute să-i spui, bă, uite, îmi place asta, 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 apreciez asta. Destul în lume, toată lumea ne dă. Nu ești bun, n-ai făcut, n-ai atins targetul, ești prea slab, ești prea lent. Dacă nici în familie nu găsim resursa asta de apreciere, de mulțumire, învață să îți dorești ce ai.
Prea mult ne clădim în proiecții. Dacă nu avem mașina aia din 2021, cum să fim fericiți? Păi să poți să liniștiți, crede-mă. Învață să-ți dorești ce ai. Uită-te la ce ai și spune, e extraordinar, nu mai întrebă nimic. E foarte bine ce am, îți mulțumit cu ce am. Cine are o inimă mulțumită are o sărbătoare permanentă. Învață să apreciezi ce ai și să mulțumesc sincer. Atunci când te enervează soția și copiii și ești trântind din casă, știi ce te provoc în secundele alea să faci? Gândește-te doar o clipă, cum ar fi să-i pierzi. Atât să te gândești. Cum ar fi într-o zi să-i pierzi? Și atunci te vei gândi de două ori. Prea rapid aruncăm cuvinte, prea rapid rostim lucruri. Gândește ce s-ar întâmpla într-o zi să nu-i mai ai. Păi ai nebunii! Atunci, apreciază-i astăzi când merită să-i apreciezi. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Ăsta e al patrulea lucru care putem face practic. Adică slujiți-vă unii altora. Fă-le mâncarea preferată. Fă cumpărături în locul ei. Faceți-vă servicii unii altora. Știi că e treaba ei, da? Să aducă copiii de la școală. Mă, ocar odată panul. Ia-ți liber o jumătate, zici, du-te ai tu, fă o surpriză. Uite, draga mea, am venit să întâmpin eu lucrul ăsta. Știi că el de fiecare dată vine de la metrou, nu știu că, du-te el cu mașina într-o seară. Când mai aud din astea, mor. Da, să mă duc o oră după ea, zice, mai bine dorm acolo. Omule, da? Da, de multe ori, da? Păi, mai fă servicii, slujește unii altora. Faceți-vă servicii unii altora. În loc să fii frustrat că își cere să faci, întâmpină-o cu slujirea ta și se va schimba radical totul. Închei seara asta spunându-vă poezie, da? Trei lucruri v-am zis. Care e rolul lui, și nu mai repet, care e rolul ei în familie și ce poți să faci practic? Vorbiți între voi, vorbiți între voi, cântați, dezvoltați o atmosferă de apreciere și mulțumire și slujiți-vă unul pe altul. Faceți-vă servicii din dragoste. Și ultimul lucru care vreau să îl spun este o poezie. Doamne ajută! Vreau să recit o poezie pe care o spunea mama mea și în timp ce mă pregăteam pentru predica asta mi-am adus de aminte de mama mea recitând-o și vreau să vă recit și vouă. Poezia se numește Eu și toată casa mea de Benone Burtescu. Doamne, ce minunat ai putut să fii când ai gândit să faci o mică împărăție de iubire din bunici, din tată și mamă și niște copii. Sărbătoarea vieții i-ai adunat în jurul unei vetre, i-ai strâns în jurul unei pâini. Este lucrul cel mai frumos ce ți-a ieșit din mâini. Și pentru cine știe să înțeleagă această minune pe care o numim casa noastră, este frumoasă numai întreagă. De ne-ar lipsi bunicii, am fi fără glorie, ca un popor fără istorie. De ne-ar lipsi ăștia micii, ni s-ar stinge orice viitor, căci noi ne auzim mereu spre cer, în pașii lor. Dacă nu s-ar mai întoarce tata de la treburi, de afară, pe umeri, cu seninul, cu zloata, cât de trist ar fi băiatul, cât de nemângâiată ar rămâne fata. Stâlpul casei s-ar frânge, priveliște pe care și îngeri ar plânge. Dacă mama ar pleca sau n-ar mai veni, inima casei s-ar opri. Frumos ne amintim de Avraam care zicea, eu și toată casa mea. Frumos ne amintim de Moise când repeta lui Faraon mereu, noi și tot ce este al nostru vom merge să slujim lui Dumnezeu. Este înserare și parcă aud înspre cer osanale. De ce o fi printre îngeri atâta sărbătoare? Fiindcă pe pământ un copil se roagă pentru sora lui mai mică, pentru fratele lui mai mare. E înspre miez de noapte, dar ce bucurie o fi printre stele de nu pot să adoarmă nici una din ele.
fiindcă audi spre pământ niște șoapte. E o mamă ce se roagă cu lacrimi fierbinți să-i fie copiii cu minți. E decuzor, dar luceferii parcă abia acum se aprind ca niște cerești veghetori. Lumina garanție grăbesc să-ți trimită spre fruntea unui tată ce în rugă cere să-i fie casa ocrotită. Doamne, mai mult decât pentru apă și pentru pâine, pentru ai mei care sunt, pentru ai mei ce vor veni, fiindcă știu că nu departe într-o zi Tu mă vei întreba, unde ți-e turma pe care ți-am încredințat-o? Iar eu vreau să-ți răspund frumos, Doamne, iată-o. Și Tu să-i treci pe toți la dreapta Ta. Așa adesea mă surprind plângând de bucurie, visând că sunt în marea Ta împărăție și casa mea întreagă, acolo lângă Tine. Bunicii cu înțelepciunea lor despre ce-i bine și tata, cel ce-a fost cu truda pe pământ, și mama cu iubirea și frați, surori, toți sunt. Că le va fi vreun rău, nu mă mai tem. Numai de un singur gând m-aș tulbura că-mi va lipsi de acolo cineva. De aceea în fiecare seară și în fiecare zor de zi în inimă îi strâng pe tot și fac mănunchi de bucurii. Cu îngerii îi fac prieteni și îi plimb frumos din stea în stea și îi trec prin cântecul iubirii. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și mută în ceruri toată casa mea. Aș vrea ca într-o zi, cu ai tăi, cu toți, să ajungi în glorie. Dar ca să ajungi acolo, trebuie astăzi să-ți ocupi locul, să-ți ocupi poziția. Când bărbatul este ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie, când femeia alege să devină ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie, când ei aleg să trăiască așa cum Dumnezeu le-a spus, acea familie se transformă într-un colț de rai. Și vreau să te încurajez spunându-ți că și familia ta poate să se mute în paradis. De când? De astăzi. Familia ta se poate muta în paradis. De când? De astăzi. Alege. Alege. Alege să faci deciziile corecte. Alege să te așezi în locul potrivit. Și Dumnezeu va face ceea ce-i treaba Lui. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului împreună. Amin.